Ateliere de creație, de pictură, de forme și culori s-au desfășurat la Moreni în cadrul festivalului Redescoperă Flacăra Petrolului, organizat de Primăria Municipiului Moreni. Primăria Municipiului Moreni organizează cu ocazia Zilelor Orașului și festivalul Redescoperă Flacăra Petrolului, prin care vrem să desfășurăm mai multe activități. Aici se desfășoară mai multe ateliere de creație, de pictură, de forme și culori. Avem un pavilion în care sunt amplasate fotografii cu imagini mai vechi și mai noi din orașul nostru, chiar și în perioada în care la noi în oraș a luat foc o sondă și a ars 2 ani și 9 luni. Și un alt cort în care am adus obiecte meșteșugărești și tradiționale din zona noastră, prin care vrem să provocăm locuitorii noștri să ne mai aducă și alte obiecte pe care ei le dețin și vor să facă parte din viitorul muzeu din orașul Moreni. Copiii au participat entuziasmați la ateliere, au pus în aplicare creativitatea lor, dar au și învățat foarte multe lucruri noi, în special despre sărbătorile care se apropie. În spatele nostru sunt atelierele de creație în care copiii pictează, desenează și își manifestă creativitatea lor. De asemenea, sunt copii care s-au oferit voluntari să picteze alți copii pe față. Vrem să cumva să aducem mai aproape de noi aceste sărbători de sânziene. Ne propunem ca mâine să facem coronițe, copiii vor veni îmbrăcați în ei și să ne pregătim pentru sărbătorile de drăgaică. A transmite tradițiile meșteșugărești viitoarelor generații este unul dintre obiectivele acestor activități. Și cei de astăzi învață meșteșuguri. Am făcut și meșteșug cu ei, multă pictură pe sticlă, pictură pe lemn, icoană de vatră, linguri pictate. Și acum am încercat să facem câteva ateliere în centrul orașului, să ducem mai departe meșteșugul. Toate aceste activități s-au înscris în manifestările cuprinse în festivalul Redescoperă Flacăra Petrolului, organizat de Primăria Municipiului Moreni cu ocazia Zilelor Municipiului Moreni.